Sâmbătă 19 octombrie, băimărenii sunt invitați la expoziția și parada de vehicule istorice Retroparada Toamnei 2024, care se va desfășura în Piața Libertății. Bătrânele doamne de prin garajele pasionaților vor ieși la plimbare și se vor lăsa fotografiate de privitorii curioși să vadă cum se mențin după trecerea atâtor ani. La parada propriu-zisă pot participa exclusiv autovehicule și motociclete atestate ca vehicule istorice. În spatele meu este un autovehicul din 55, o broscuță, normal, având în Baia Mare un club specific aceste mărci, Volkswagen, și noi zicem broscuță, dar de fapt este buburuză, s-a încetățenit termenul de broscuță. Această broscuță a fost la reparat în Ungaria și vrea să participe și ea la eveniment și vrem succes. Care este cea mai veche mașină înregistrată în Maramureș sau în Baia Mare? Da, este vorba de un Studebaker din 1928. Peste 4 ani va face 100 de ani. Studebakerul, un model, o marcă din Statele Unite. Programul va cuprinde expunerea tradițională a mașinilor în parcarea din fața fostului Hotel Minerul între orele 9 și 13, urmată de o paradă în oraș pe cele mai importante străzi. Vehiculele istorice vor pleca din Piața Libertății pe strada Gheorghe Șincai până la Casa de Cultură, Buclă, Bulevardul Unirii, Bulevardul Regele Mihai I și după aceea spre Semilună. Traseul lor va merge apoi pe la Tipografie, Bulevardul Republicii, pe Bulevardul Traian, Bulevardul Unirii, Catedrala Ortodoxă, Magazinul Maramureș, din nou pe Bulevardul Regele Mihai I, apoi pe strada 22 Decembrie, strada Crișan și înapoi în Piața Libertății. La ora 13, expoziția continuă la Muzeul Satului. Retroparada aceasta va fi organizată pe traseul cunoscut și cu o joncțiune, să zicem așa, cu Rally Sprint organizat pe Bulevardul Unirii de către niște pasionați ai automobilului. Noi avem pasiunea să ținem autovehicul așa cum l-a făcut producătorul sau să tindem către ce a făcut producătorul. La noi o să fie circa 80-100 de autovehicule istorice, în medie cam așa se adună. În centru vechi va avea loc evenimentul între orele 9 și 14. Băimărenii trebuie să știe că începând de vineri, 18 octombrie, de la ora 14, se închide și se eliberează parcarea din Piața Libertății. Evenimentul este organizat de Retromobil Club România, filiala Maramureș, în parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Organizația de Management al Destinației Maramureș, Municipiul Baia Mare și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.